De fiecare dată în zilele reci sau foarte reci, precum cele înregistrate la Giurgiu în ultima perioadă, în gospodăriile cetățenilor pot apărea unele defecțiuni la sistemul de alimentare cu apă. Acestea ar putea fi evitate dacă utilizatorii și-ar lua din timp unele măsuri simple de protejare a instalațiilor. Noi nu avem probleme esențiale de a prestarea serviciului în perioadele foarte reci, pentru că știți că scoatem apa din adâncime, din captări de mare adâncime, o transportăm sub presiune și o aducem în bazine, după care iarăși o trimitem spre consum. Dar cetățenii ar trebui să știe așa, că în acel cămin de apometru, sau cei care locuiesc în condominii, la fel, în acele cămine de apometre, unde se face separația dintre rețeaua operatorului, adică al APA Service, și branșamentul consumatorului, acel cămin de apometru, cum îl numim noi, trebuie să întreprindă câteva măsuri simple. Utilizatorii trebuie să aibă în primul rând grijă ca rama și capacul căminelor să fie bine fixate, iar capacul închis ermetic. Apoi trebuie să țină cont de instalațiile termice. Să-și izoleze termic atât aparatul de măsură, cât și conductele în interiorul căminului și cele exterioare, dacă au cumva în instalația de utilizare, mai ales pentru utilizatorii casnici, vorbesc eu, de la case, deci. Utilizatorii trebuie să protejeze contorul de apă împotriva înghețului, dar în același timp să dea posibilitatea operatorilor APA Service să citească contorul de apă la timp. De asemenea, pompele aflate în curte trebuie izolate termic sau instalația de apă trebuie oprită, după ce este complet golită de apă. Imediat după anul nou am avut așa o sumedenie de solicitări care se referau la apometrii care nu mai au posibilitatea să fie citiți pentru că au înghețat sau spart geamul și a înghețat și de aici încă o dată o serie întreagă de nemulțumiri sau insatisfacții, să le spunem așa. Pe perioada sărbătorilor de iarnă, APA Service Esanu a înregistrat sincope în continuitatea serviciului de alimentare cu apă și de prelucrare a apei uzate. Am avut două canalizări înfundate și s-au rezolvat rapid. Să spunem că am avut și puțin noroc, să spunem că și instalațiile sunt în regulă, astfel încât să ne asigure continuitatea livrării serviciului. Este un element de bază pentru noi și de calitate este evident în același timp. Și sper ca oamenii să înțeleagă că nu e mare lucru să-și aibă grijă de instalațiile proprii și mai ales la căminele de apometru. Conducerea APA Service mai precizează, conform legii 224/2015 și a regulamentului de funcționare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, utilizatorii au obligația să asigure integritatea sistemului de măsurare. În caz contrar, costurile de înlocuire a contorilor, a geamurilor, a apometrelor, precum și costurile oricăror avarii survenite, sunt suportate exclusiv de către clienți.